A fost o seară cu zâmbete și multă voie bună. A fost ziua în care au fost sărbătoriți bunicii de pretutindeni. Ca în fiecare an, acest eveniment a fost marcat și la Slatina. Vârstnicii slătineni au venit în număr foarte mare pentru a lua parte la spectacolul oferit de primăria municipiului Slatina, în colaborare cu Consiliul Județean Olt și Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice. Toți invitații au primit din partea organizatorilor cadouri dulci și flori. Noi suntem alături de dumneavoastră, am fost alături de dumneavoastră și dumneavoastră ați fost alături de noi. Pentru asta vreau să vă mulțumesc din suflet. Nu pot decât să vă urez la mulți ani și sănătate multă. Mă simt deosebit de onorat de a fi în această seară alături de dumneavoastră. Vreau să, în același timp, să încurajez pe cei și să le mulțumesc celor care au contribuit la organizarea acestei activități, acestei acțiuni deosebite, să le țină Dumnezeu astfel de obiceiuri. Mulțumim, domnule primar, mulțumim pentru tot ceea ce faceți, mulțumim președintelui Consiliului Județean pentru ceea ce faceți și vreau să vă spun că ceea ce au făcut, au făcut din suflet. Tuturor vreau să vă urez multă sănătate, fericire, noroc, dar în primul rând sănătate, că e mai bună decât toate. Să trăiți fericiți alături de copii și de cei dragi. Mă bucur sincer că sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră, pentru că un prieten bun al meu îmi zicea: tu trebuie să mergi acolo că ești mai aproape decât alții mai tineri. Ești mai aproape de dânsii decât alții mai tineri. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că sunt fericit că sunt alături de dumneavoastră în această seară, în această zi de 1 octombrie. Ansamblul profesionist Doina Oltului a încântat publicul spectator cu momentele artistice de calitate. Un spectacol dedicat persoanelor de vârstă a treia și simt chiar foarte bine. Ce vă doriți de ziua dumneavoastră? De ziua noastră nu ne dorim decât multă sănătate și ne îndeplinim toate visurile care le mai avem de drept. E foarte bine. Mă simt bine la vârsta asta și mersi domnul Mitrui că a organizat acest spectacol. Ce vă doriți de ziua dumneavoastră? Sănătate. Doina Oltului este pe placul dumneavoastră? Da, de mult, de când eram copil. Cântă frumos, e frumoasă. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an în data de 1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia.